Centrele de fotbal pentru copii ar putea aduce o gură de aer proaspăt pentru fotbalul moldovenesc, la fel cum s-a întâmplat, de exemplu, în fotbalul belgian, care beneficiază de o generație de invidiat. Despre acest lucru vorbesc foștii internaționali moldoveni Sergiu Dadu, Radu Rebeja și Andrei Cojocari, care și-au deschis recent propriile școli de fotbal. Își doresc să aibă o academie de fotbal comună și prietenii Alexandru Gațcan și Alexandru Onica, dar conform spuselor acestora, birocrația de Republica Moldova nu le permite deocamdată acest lucru. Sergiu Dadu este primul fotbalist moldovean care a jucat în grupele Ligii Campionilor. Fostul atacant a evoluat chiar pe Stefan Bridge împotriva lui Chelsea. Școala sa de fotbal se află lângă liceul George Călinescu de la Poșta Veche. Nu m-am așteptat că eu să-mi deschid școala mea proprie de fotbal, sincer să vă spun, dar după câteva ani de zile, uitându-mi ce se petrece la noi, eu am hotărât totuși să încerc. Îmi place chestia asta și îmi place ceea ce cum se dezvoltă copiii la noi. Sunt copii foarte talentați și sperăm că să ajungă și ei undeva în fotbal, la fotbal mare. La școala de fotbal Sergiu Dadu a fost cooptat unul dintre cei mai buni antrenori de copii, Mihai Andronic. Eu antrenez grupa anul 2012, de 10-11 ani. O grupă extraordinară, băieți foarte talentați, asta arată și rezultatele noastre care le avem până acum. Bravo că au apărut atâtea academii până la vârsta de tranziție. Copiii noștri nu sunt cu nimic mai rău decât toți copiii din toată Europa. Dar apare o vârstă de 16, 17, 18 ani, vârsta de tranziție, acolo unde se pierd toate talentele. Aici antrenorul trebuie să fie un bun pedagog, să motiveze, să dea încredere copilului. Aici trebuie de lucrat în comun și antrenorul și părinții. Pentru că la vârsta asta, vă dați seama, adolescentul la 15-16 ani, apar ceva alte gânduri, chestii în cap și undeva fotbalul pleacă pe faza 2. Dar eu, bănuiesc că aici trebuie ambii să lucreze. Sergiu Dadu spune că colaborează cu mai multe cluburi din străinătate, printre care Lituania sau Belgia. Își dorește să amenajeze terenul de antrenament cu vestiare și tribune. Școala sa de fotbal dispune de 6 grupe de copii. Păi da, trebuie experiență, mai este domnul Andronic care mă ajută. Mă sfătuie foarte mult. Domnul Glinc tot. Disciplina noi este primul loc aici în școală. Am ales fotbal pentru că este un sport sănătos și că îmi place. Neymar, îmi place cum driblează, controlul.